Arată, în sare drăceasca aripă. Pe punte senin capitanul zâmbește și trage din pipă. Bun găsit, dragii mei, și la mulți ani, dragi copii. Bine, simți astăzi cu adevărat copii. Și pentru că întotdeauna joaca noastră de amintirile este o treabă foarte serioasă, ne-am gândit că ar fi momentul să povestim despre primul serial de televiziune pentru copii, de aventurile echipajului Val Vârtej. Mulți dintre dumneavoastră au urmărit fascinați poveștile fantastice de pe bătrâna Carapace, iar cei care le-au uitat sunt salvați astăzi de doi dintre membrii faimosului echipaj. Doi copii mari care au crescut în lumina reflectoarelor, care cunosc succesul, sunt creatori de aplauze, iar astăzi sunt mai copii ca oricând. Irina Bora Iordăchescu și Grigore Gonța. Mii și milioane de pipe! Irina, Ionuț, bine ați venit! Bine te-am găsit! Ce mari v-ați făcut? Pe unde ați umblat? Ați cam umblat ceva! Chiar foarte mari suntem. Eu sunt foarte fericită, bucuroasă de acest remember al serialului. Sunt 53 de ani. O viață. De la o viață acest. De om. O viață de om. Au fost ani extraordinar de frumoși în acea perioadă. Aveam un rost, nu eram eu simplă elevă, el simplu actor. Aveam și familia și ceva în televiziune. Erau strâns legate, familia ceva de televiziune. Ceva magic se întâmpla în perioada aceea. Așa este. Ai, domn profesor. Era frumos, era foarte frumos și ai o bucurie când constați ce ecou a putut să aibă acest serial. În sensul că sunt surprins că generația de copii de atunci mă întâlnește pe stradă cu bucurie. Și vă strigă. Și te strigă, Ionuț, tu da. Ești. Da. Deci, iată că... Și în același timp vezi pe fața lor, pe fața interlocutorului, pe cel care te acroșează pe stradă, vezi că are un zgândărici în ochi, are o bucurie. Și aduce aminte cu mare, cu foarte mare plăcere de acest serial. Succesul ăsta mi se pare mult mai mare, adică ecou serialului, decât la vremea respectivă. La vremea respectivă era formidabil. Nu uitați, adică nu știu dacă știți că se dădeau două episoade pe lună, a câte o oră. Enorm. Nu, era joia, era prima. Și duminica dimineața era reluarea. Dar peste două săptămâni avea în iarăși. Fiecare săptămână era. La un moment dat, la început. Foarte da. Mult. Iarăși ceva interesant pentru echipa care lucrează cu noi această emisiune în clipa asta, era că pe acea vreme și relorile erau pe viu. În direct, da. Erau în direct. Nu exista decât filmare, filmările nu exista exterioare. Erau filmările exterioare. Da. Dar pe platou totul era pe viu. Fantastic. Ca la teatru. Te duceai, veneai joia și duminica dimineața. Da. Joia seara și duminica dimineața. Duminica matineu. Da. Până când au apărut tehnicile mai moderne și au început să le înregistreze. Dar vedeți ce-mi faceți, domn profesor?
Ce-am eu continui să stau, să vă ascult ca la școală. Domn profesor, și continui să-i spun domn profesor, pentru că domnul Grigore Gonța a fost unul dintre profesorii, n-am terminat la clasa dumnealui, dar în acea serie am fost clase paralele și am asistat la cursurile dumneavoastră. Și eu la toate examenele tale. Of! Și ați dat note bune. Mă bucur, nu mai știu ce am dat. Nu, domn profesor exigent, dar în același timp... Aș ca să vină la mine la clasă. E, asta e, domn profesor. Mai facem o dată facultatea, nu-i problemă. Știți ce vă propun? Că ne întrebai pe unde am umblat. Da. Îmi place să umblu acum, mai ales că sunt foarte liber și îmi place libertatea pe care o am în calitatea de pensionar. Mă simt foarte relaxat, poate tânăr, foarte bucuros de viață. Bun. Cum le spun prietenilor, parcă sunt student în anul întâi. Da, fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Ce vreau să spun și anume că, sigur că îmi place să fiu turist, să umblu în lume, dar n-am umblat atât de mult cât am umblat cu Val Vârtejul. Pentru că erau emisiuni cu subiecte până toată lumea. Da. În toată țara. În toate țările. Vom vorbi despre deplasări, despre felul în care plecați cu echipa, cât stăteați pe acasă sau ce, nu. Vreau să vorbim despre toate lucrurile astea. Cu cămilele unde erai? Na. Cu cămilele. Nu spuneți acum la grădina zoologică. Cum se începe? Păi vezi? Nu vreți să începem frumos cu genericul? Generic, da. Păi haideți să începem cu genericul, vă rog frumos. Da. Când norul furtunii și-arată, în sare drăceasca-i aripă. Pe punte senin capitanul zâmbește și trage din pipă. Pom-pom-pom-pom, toar-oar-oar-oar-oar. Iar voi, dragii mei jinimoși, de vreți să vă iau sub aripă, fiți harnici mereu, fătăbă, zâmbiți! Dar nu trageți din pipă! Zâmbiți, dar nu trageți din pipă! Iată, ne amintim astăzi de primul serial TV realizat în anii 60-70 pe un superb scenariu semnat de Octavian Sava, regizat de Cornel Popa și foarte sugestiv colorat așa de muzica lui Titi Ax. Spuneți-mi drept, multe s-au întâmplat în cariera profesională a fiecăruia dintre dumneavoastră, dar această aventură a fost egalată de altceva? Această aventură n-avea cum să fie egalată de altceva, în cazul meu, pentru că eu nu am făcut teatru, să spun că aș fi ajuns o actriță și aș fi avut ceva rezultate. Dar cred că evoluția mea în viață, în continuare, a avut de a face tot cu copii în învățământ. Am fost profesoară 28 de ani. Da. Am avut proprii mei copii, 3 fete. Deci toată viața am fost în slujba copiilor, ca să spun ceea ce așa. E minunat. E minunat. Câți nepoți aveți? Am 3 nepoți. Să vă am avut 3 fete, dar acum am 3 nepoți băieți. Să vă trăiască, iată. Da, așa și... cum ați spus, o viață întreagă în slujba copiilor până la urmă. Iar cu această ocazie, dacă nu vă deranjează, vă invit pe 6 iunie la Ateneu Român, așa, unde fiica mea cea mică, Irina Iordăchescu, are un concert extraordinar cu ocazia împlinirii a 85 de ani a tatălui ei, Dan Iordăchescu. E un concert omagial unde vă invit, e un lucru extraordinar, va participa și maestru Marin Cazacu, Cristina Iordache Iordăchescu, sora ei cea mare, și la pian este Ștefan Doniga. O viață în slujba copiilor, dar și în slujba artei, pentru că sunteți într-o familie plină de artiști. Da, muzicieni.
Domn profesor. Ce anume? La dumneavoastră cum a fost aventura numită Val Vârtej? Aventura Val Vârtej m-a determinat să joc la teatru de copii. Așa. Așa. Și în anii 90 să preiau directoratul teatrului Creangă. Deci dragostea asta s-a născut datorită inoculării cu episoadele Val Vârtej, scrise cu mare suflet și cu multă fantezie la nivelul copilului. Da. Erau niște emisiuni și foarte educative, dar nu uscate. Foarte mustoase, erau cu cântec, umblai până în țările lumii, până la momente, se făcea o informare istorică și geografică, da, foarte interesantă. Printre picături, Paganel, da, care era, mă rog, omul, savantul echipajului, exact, introducea diverse informații geografice, de chimie, da, de fizică, distractiv, dar care îți rămâneau. Ceea ce e un lucru și formidabil. Fiecare episod avea câte o poveste. Vreau să ajungem și la asta. Vreți să mai vedem o înregistrare? Da, 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 îmi face o mare surpriză. Domnule Valet! Da, vă rog. Fiți amabil, vă rog. V-ați chemat, vă rog? Vă aștept mult. Ce să așteptați? Pe domnul profesor Curții, mi-a spus să vă aștept câteva minute și a trecut o oră. O oră? Să nu-i se fi făcut rău! Domnule, veniți repede, vă rog! Domnul profesor nu e aici. L-ați văzut ieșind? Nu. E cu neputință. Băi, dar răspund, n-am văzut pe nimeni. Atunci unde e? Asta ar trebui să te întreb eu pe dumneavoastră. Păi, dar eu nu știu nimic. Acum o oră era aici. Mai există altă ieșire? Niciuna, nu se vede, vă rog. Poate că există vreo trapă, vreun zid. Păi sunt de 20 de ani în serviciu domnului profesor și n-am auzit vorbindu-se de așa ceva. Fereastră. Dacă m-ați fi întrebat, v-aș fi spus că e zeprelită. Atunci nu înțeleg. Păi eu cu atât mai puțin. Dacă trecea prin hol, aș fi văzut. Prin ziduri. Nu putea să iasă, nu? Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Să nebunești, nu altă. Adică avea vreun interes să nu dea ochii cu mine. Dar niciunul, când a auzit că ați venit, s-a bucurat. Domnule, vă rog, faceți ceva. Fac, nu vezi? Caut, pat. Poate că ar trebui să faceți și altceva. Ai dreptate. Da, da. Am să telefonez echipajului Val Vârtej. Aveți vreun telefon, vă rog? Da, poftiți, vă rog, dincolo. Da, mulțumesc. Da. Alo? Barone, dă-mi-l te rog pe capitan. E, da, 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 știu că dumneavoastră poți rezolva toate misterile, dar vreau să vorbesc cu capitan. Da, mulțumesc. Alo, capitane? Veniți urgent la profesorul Wilhelm Curtius. Zomorstrasse 43, a dispărut de acasă în mod misterios. Vă aștept! Oh, da, doamne, era, domn la început, profesor. La începuturi eram reporter. Așa. Da, așa. Da, așa și am început. Și după aceea am devenit mus. Am fost preluat de echipaj și am... Și cu acordul secretarei. Da. Am lucrat la acest serial vreo 6 ani de zile. Poate că urmărind secvențele acestea și povestind despre astfel de realizare, telespectatorii ar putea să înțeleagă mai ușor câte ceva, lucruri importante, cam cum a fost și care a fost rolul acestei televiziuni. Această televiziune și-a prețuit foarte mult toate segmentele de public. Erau niște oameni care lucrau cu mult devotament, cu multă dragoste. Și dragoste nu pentru, numai pentru emisiuni, ci pentru cei care urmăreau emisiune, pentru telespectatori. Erau valori care se făceau în televiziune, care au rămas de-a lungul timpului. Nu știu în ce măsură sunt păstrate, dar, cum să spun, erau, în afară de Val Vârtejul, care era, de fapt, am impresia că a fost singurul serial, și pentru de mari și de mici. Nu, nu a fost singurul, dar a fost primul. Da? Da, în anii 60-70. Da, și a apărut pe urmă, un serial pentru maturi. Dar ce spectacole se făceau, dar ce emisiuni se făceau, ce piese de teatru se montau, da, platouri, că se lucra ca la Hollywood, nu știu cum să spun, pe multe platouri.
La început puține, sigur că nu aveam decât, nu știu dacă... Studioul din Molière. Molière și mai era la o școală, mai era la o școală. No, studioul din Molière am filmat, da, cred că 80% din... Da. Mulți invitați... Și în special noaptea. Exact, mulți invitați care au fost la noi în emisiune ne-au povestit cum, la fel, făceau teatru TV, da, pe viu. Da, da, până, da, da, da. Varietăți. Da, pe viu, da, revelioane în direct. Da, 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 lucruri... Pot să vă spun în direct, deci pe viu, da, s-a adus o cămilă. O cămilă? La emisiunea Valu. Da, de pistolar ce vă amintiți? De pistolar. Aveam o filmare, în general filmam noaptea pentru că ziua era ocupat studioul cu emisiunile, da, diurne, da. Și într-o noapte noi eram... urmăriți de niște pirați, în fine. Și aveam și un papagal. Așa. Cu noi, îl chema Coco. Coco era foarte vorbăreț și atunci se punea o cârpă neagră peste colivie ca să se calmeze, nu le strice scenariul. Să nu dea din casă, da, am înțeles. Și eu aveam niște cizme negre până la genunchi și cu papagalul în mână. Papagalul săracul nu vedea decât negru în fața ochilor. Că avea cizmele mele, că se mai mișca cârpa și tot negru vedea. Și la un moment dat, exact în timpul filmării, când eram și noi fericiți, că mai avea puțin și se termina, se aude urât-o, urât-o, urât-o. Ia să vedem, da. Ia să vedem pe urâta într-o secvență cu pistolari. Hei, Jeff, adormitule, ești gata cu instrumentele? Gata la cucaracea, gata. Bine, am întâi o treabă cu dumneavoastră. Ascultă, țapule. Gura! Încă o vorbă și te trimit recomandat expres pe lumea cealaltă. Aici vorbește numai la cucaracea. E clar? Clar. De ce faci, îl dezlegi? Savanții au nervii slabi pentru operația care urmează. Îl duc afară și îl leg de un copac. Hai, mișcă! Ia și frânghia cu dumneata. Și vezi, ai grijă. La cucaracea nu-și greșește niciodată ținta. Viperă! Gândac, magistre, gândac! Mișcă! Iartă-mă, Irina, că ți-am spus viteră. Și dumneata, magistre, că ți-am spus țap. N-are a face. Cum ți-a venit ideea să te îmbraci așa? Acum n-avem cum explicați. Ține pistolul. Da. Și cutica asta ce face? Lasă fie. Magistre, ai grijă. Dumneata, rămâi afară. Da. Eu mă duc înăuntru. Dacă vine cineva, fluier, da? Fluier, da. Înțeles? Înțeles. Ai grijă. Am pripolit ca fiind țap adevărat. La cucaracea ești grozavă, pe onoarea mea. Păpușico, întinde mânurile să-ți facă dumnealui o manicură cum n-ai avut niciodată. Ticăloșilor! Ura! Sau vrei să rămâi domnișoara orfană? Sus mâinile! Cucaracea, glumești? Ce vrei? Să văd dacă ți-s mâinile curate. Ești chirurg, ce naiba! Magistre! Leagă-l repede! Leagă-l pe băiețașul ăsta! Hai repede! Tată, ea e Irina, prietena noastră! Membra echipajului Val Hârteș! Dar cine îl învățase să vă strige așa, papagalul? De papagal vorbesc. Cine îl învățase să vă strige așa urât? Nimeni nu l-a învățat. Problema e că era foarte nervos, întrucât... baronul Münchhausen, da, îi băga pistolul, aveam pistoale de-astea, flinte, da, de, da, 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 de cor, printre gratile de la colivie și îi spunea numele științific al papagalului, Psittacus. Și bă, mai zicea ceva, mă rog. Și îl tot enerva. Îl zgândărea. Vreau să vă spun că urmarea a fost când am dat papagalul înapoi la grădina zoologică, a trebuit bietul director să-l țină la el în birou pentru că
nu-l mai putea expune public, întrucât avea vorbea... un vocabular ca... bogat. Da, da, vorbea ca anumiți colegi. Mm-hmm. Ca pe punte, nu? A, așa. Bun. Revenind, știu că fiecare episod, așa cum spuneam de altfel mai devreme, avea o poveste așa de sine stătătoare și mai știu că mari actori apăreau alături de membrii echipajului. Invitați la câte un rol în fiecare episod, în parte. Da. Păi a fost și Septimiu Sever, mare actor la Teatru Bulandra, vedetă. Septimiu Sever era deja fratele capitanului. Capitanului, da. A fost și Octavian Cotescu. Veneau personalități, nu... Nu erau făcute emisiile astea numai cu actori de la Teatru de Copii sau de la erau așa foarte ceva. Multe roluri. Era emisiune foarte, foarte urmărită. De dura public. 45 de minute. O oră, deci, chiar. O oră. Deci totuși un scenariu bine lucrat, bine închegat, cu cap, cu un filmuleț, da. Documentar, să zic, cam atât. A filmat odată la în Parcul Carol, este un turn, căruia noi îi spuneam turnul lui Vlad Țepeș. Așa, da. Și n-a venit cascadorul. Trebuia să vină un cascador pentru că eu trebuia să cobor din vârful turnului pe o frânghie până jos. Și atunci m-am oferit eroic. Ce ați făcut? M-am oferit eroic că voi coborâ eu. Păi nu. Păi nu. Am coborât până la jumătate, după care am simțit că nu mai am putere. După care am strâns de frânghie aia cât am putut. Dar n-am putut prea mult și am început să cobor. Nu se poate așa ceva. Și m-am alunecat cu piele cu tot, cu sânge. A venit o mașină de la salvare, m-a bandajat. Am și o fotografie cu mâinile bandajate în fața turnului Vlad Țepeș și cu toată echipa, cu nu știu ce. Dar... Și stați așa ca să înțeleg, asta, toată treaba asta se întâmpla în direct? Era filmare. Nu, filmările exterioare erau... Era în exterior și era filmare. Nu am să vă întreb câte duble ați tras. Nu mai știu, că glumesc, n-am tras decât unul. Glumesc. Uite, era poza din aur. Dar asta a fost un eveniment care m-a amuzat ulterior. Și a mai fost un moment în care la ultimele episoade eu venisem de la radio unde eram regizor, venisem regizor la televiziune. Și Cornel Popa a spus: dom'le, dacă tot joci în treaba asta, regizează tu episoadele respective. Și am început să regizez eu. Dar eram așa de atent la ce se întâmplă în platou, că la un moment dat, noroc că era deja era telerecording, se înregistra deja. Și la un moment dat, enervat: de ce nu intră la în platou, domne? De ce nu intră? Dar era el. Și eram eu. Adică trebuia Ionuț să intre în platou. Nu se poate. Dar eram așa de cont. Din cauza asta eu n-am putut să joc în teatru piese pe care le-am regizat. Pe care le-ați regizat. N-am putut. Mm-hmm. Pentru că sunt foarte atent la ce se întâmplă în scenă și cum joacă actorii și așa mai departe. Într-un singur spectacol am putut să joc, pentru că era un rol mut aproape. Urmărea tot timpul, executat tot timpul și avea un monolog defazat, fără nicio logică. În Așteptându-l pe Godot. Aha. Acolo eram Lucky, sluga lui Sticlaru, Sandu Sticlaru. Și mai erau interpreți Marin Moraru și Gheorghe Dinică. Eu pusesem asta în scenă și jucam monologul ăsta. Deci puteam să-i urmăresc în liniște, exact. Și să păstrez în minte ce a fost bine, ce a fost rău. Și după la același timp să executați rolul în cauză. Da, era monologul, scăpam. Nu vreți să vedem ce a mai executat Ionuț dacă acolo? Mai aveți, în secvența următoare. Plăcere. Haideți mare să vedem. Mare plăcere. Ionuț, rămâi de pază. Eu cred că... Povestea cu mașina mi se pare destul de serioasă.
trebuie să rămână un om încredere. Înțeles, capitane. Dragă Ionuț, în timpul expediției vom ține legătura prin radio. Așa. S-ar putea însă ca aparatul nostru să se defecteze, da, și să nu se pot comunica timpul, ora exactă când ne vom întoarce. De aceea propun că peste 48 de ore precis, 48, așa, da, vei regla razele aparatului. Asta? Da, asupra acestui punct, da, unde mă aflu eu acum. Da. Nu trebuie speranța că atunci vom fi prezenți cu toții. Sigur. Tu n-ai să poți să ne mai vezi, fiindcă noi vom fi prea mici. Nu poți să ne mai vezi! Tu nu poți, rămâi cu bine! Peste 48 de ore precis vom fi înapoi! Rămâi cu bine! Nicio grijă, cu bine! Unde-i profesorul Lapsus? L-ați găsit? Apar mai să întrebi! Unde-i profesorul Lapsus? Nu știu! L-ați găsit? Cum? Nu știi și stai atât de calm? Ce vrei să fac? Apar mai să întrebi! Lasă-mă pe mine! Nu vrei să spui, ai? Te rog, fără brutalități, Tomex, fără brutalități, te rog! La urma urmelor, ce doriți, domnilor? Are profesorul Lapsus vreo obligație față de unul din dumneavoastră? Da! Are, da! Trebuie să-mi comunice cercetările sale! Nu ție, mie! Ba mie! Hei! Da, văd că vă înțelegeți perfect! Atențiune! Vorbește Lapsus! Vorbește Lapsus! Am ajuns la Basilică! Băiatul doarme! Căutăm să atingem obiectivul expediției! Trec pe recepție! Am înțeles! Vă urez succes! Dă-mi și mie aparatul! Nu, dă-mi mie! Dă-mi mie! Regret, domnilor, convorbirile particulare strict interzise. Care v-a zis că știai unde-i Lapsus? Da, știam. Ei, află că din fericire știm și noi. Da. Profesorul Lapsus mi-a vorbit de intenția sa de a vizita dantura lui Basilică. Da, exact. Pentru Alex, mergem și noi după el. Pentru prima oară în viața mea sunt de acord cu tine. Auzi, vom produce cea mai bună pastă de dinți. Oamenii nu vor mai ști niciodată ce sunt alea carei dentare. Dimpotrivă, voi ascunde rezultatul cercetărilor lui Lapsus și astfel voi produce cel mai bun echipament stomatologic. Vă aduc respectuos la cunoștințe. Deocamdată, profesorul Lapsus răspunde în exclusivitate de cercetările sale și le va comunica cuiva crede el de cuvință. Deocamdată? Tentorex arată ce știi. Trântia, Tentorex, leagă-l! Leagă-l bine! Sus! Și să plecăm după Lapsus! Sus! Păi, interzic! Câtă fantezie, câtă informație, câtă... Pe copii în tot felul de aventuri, da, și în astfel de povești minunate, imaginare, mai ceva ca Jules Verne. Și succesul extraordinar, la copii mai ales, dar și la adulți. E adevărat! La început, programele de copii erau numai cu cântecele patriotice, cu poezii patriotice, ori venea capitanul Valvârtej așteptat așa de toată lumea, și de mici și de mari. Primeam mii de scrisori. Cum țineați legătura cu fanii de atunci? Știu că primeați saci de scrisori, adevărat? Legătura o țineau cei din redacție, noi. Da. Citeați și din scrisorile? Mai citeam și răspundeam cât puteam. Repede și cât puteam numeric să răspundem la pe stradă, ce sutele se întâmpla, care veneau. Domn profesor, cu ce nume? Pe stradă, ce se întâmpla? Pe stradă, venea lumea să dai autografe, să stea de vorbă. Era normal. Și era plăcut. Dar la filmări, în deplasările pe care le spuneați că le-ați avut, erați asaltat și nu doar de copii. Da, erai ajutat, foarte ajutat la filmări. Oamenii erau bucuroși să ofere un ajutor la emisiune. Erau foarte, foarte alături de noi. Era bine. Cam peste tot ați fost. Stăteau, se uitau, dar nu deranjau, erau decenți. Peste tot, ca un mic Hollywood. Deci la noi n-a lipsit nimic. Pistolul, cămila, tot ce vreți.
Da, sigur că trebuia să fii la dispoziția televiziunii. Concediile erau mai mici, deși la teatru aveai concediu, pentru că emisiunile trebuiau să curgă, sigur, să meargă. Da, dar iată, aveați deplasări. Da, abia când au apărut înregistrările, atunci puteam să tragem mai multe episoade. Aha. Și să mergem. Aha. Cu toții în concediu, că altfel nu aveam concediu. Așa am ajuns prima oară pe cal în viața mea. Și era un cal de la securitatea de atunci, mă rog, un cal, dar nu dresat de la circ. Am înțeles. Și mi-au spus cum să fac, dar eu, dacă nu eram pe cal niciodată, cum dădeam eu calul, a început să o ia în marșarier. Aha. Și eu strigam înnebunită, că mai era puțin și intram într-un râu sau lac, nu știu ce. Vedeți, amintiri, pentru că vorbeam de fani și de oamenii care erau dornici să vă întâmpine cu drag, să vă ajute, să vă susțină. Vreți să vedem acum o baie de mulțime? Avem? Mhm, avem. Ia să vedem. Ați avut parte de ceva primiri zgomotoase și foarte, foarte prietenești. Da, frumoasă. Nu? Erau entuziasmați când ne-au văzut. Erau mulți copii. Spiritul de echipă era funcționa? În ce fel funcționa? Pentru că mă gândesc că lucrau foarte mulți oameni la acest produs de televiziune. Și așa cum spuneați, aveați foarte multe deplasări. Participa întreaga echipă, nu? Bănesc. Sigur că da. Sigur că da. Păi, de exemplu, când erau emisiunile pe Viu, dacă aveai un lapsus, imediat intervenea unul din noi și salva așa situația. Este, nu, eram uniți, foarte uniți, foarte alături și îi iubeam pe bătrâni, pe vârstnici, care ne efectiv, parcă eram copiii lor. Exact, și erau Gărdescu, plumeți, vesel, Demsavu, cu noi, Tudorel, un băiat rafinat, un băiat de educație brasată, Gărdescu cu poantele lui, cu glumele lui, cu tot era felul de... Era și o disciplină, o rigoare neimpusă de nimeni, așa simțeam toți. De exemplu,
Maestru Gărdescu, care era așa un actor mare, avea caietel în care scria, deci nu stătea cu foile tipărite. El își scria rolul. Își scria rolul și sublinia cu roșu replica de dinainte a celuilalt personaj. Poate să aibă, avea legăturile de ce? Lui, ca să-și probabil. Facă el acasă, da. Se gândea și făcea o poantă. Da. Îi venea lui o poantă în plus. Își pregătea drăcii. Și săracul a avut de câteva ori neșansa ca Demsavu să nu rețină foarte bine replica și să dea altă replică. Și se supăra. Nu i s-a mai mi-ai negat cu ce pregătise. Poanta, mitică, da. Mi-ai mâncat poanta. El se gândise o noapte întreagă. Da, vedeți ce înseamnă, ce însemna și profesionalismul, da. Așa, rigoarea, cum spuneați, și dar toți eram foarte bine pregătiți. Dedicarea. Că se mai întâmpla să spui să aibă un lapsus. Asta mai ales când mai erau explicații din astea științifice, da. Și mai greșeau, da. Și noi că un cuvință. Dedicarea pe care o simțea fiecare dintre dumneavoastră. Da, înseamnă că, iată, ați fost copii cu totul în suflet, în spirit. La vremea aceea, Electrecordul a editat un disc cu mai toate cântecelele pe care le-ați lansat. Și întreagașul de patina. Eu cântam și am cântat în decursul unui an de 9 ori la cerere. Doamne. Și în emisiuni direct. Astea sunt cântecelele pe care voi le-ați scos în serial. Titiax le-a scris special pentru serialele noastre. Noi n-avem discul, dar bănuiesc că dumneavoastră l-aveți. Eu l-am și cred că îl mai au încă mulți telespectatori. Sunt sigură că aceste cântecele n-au fost uitate, dar spuneți-mi, povestiți copiilor despre aventurile lui Val Vârtej, echipajul lui Val Vârtej. Le-am povestit cu mai mulți ani în urmă. Acum, nepoților. Nu, e o generație cu ochii în computer, informatică. Oare copiii mai vor astăzi astfel de povești? Nu știu. Vor mai fantastice, mai da. Științifice, mai electronice, science mai fiction. Bătăioase, exact, altceva vor. Suntem puțin depășiți. Da. Acum, asta e. Telefonul, calculatorul. Jocuri? Pe mine mă surprinde, de exemplu, văd la niște grădini de-astea de vară se adună un grup de puști. 18, 20, 22 de ani și nu vorbesc între ei. Vorbesc prin calculator. Verbal, da. Nu. Cetuiesc. SMS-uri, cunoșterul, nu știu cum se cetuiesc. Cheamă. Cetuiesc. Ei stau liniștiți, nu nimic, așa, ești surprins, n-au, da, da. Dar asta e plăcerea lor, frumusețea lor, știu asta ei. Generația. Saltul. Ei, da, domn profesor, dar și pe vremea aceea se vorbea despre roboți, despre... Da, ei, păi avem și noi un episod, da? Acum, da, da, păi să-l sigur, vedem da, acum. Da. Păi da. Computerul a izbutit să traducă! Citește! Ia uitați! Sosim să preluăm creierul! Nimic nu ne poate împiedica! Ce creier, care creier? Of, dar nimic nu pricepi! Adică mii și milioane de creieri. Are dreptate. Care creier? Care creier? Al meu. Roame! În sfârșit te-ai întors. Da. Unde ai fost? Ce, unde am fost? Nu am fost bine unde am fost. Dar cum ai scăpat? A zis că al meu nu e bun. Ce să ne fie bun? Creierul. De care creier? Nu ți-am spus al meu. Și ce-i cu el? A vrut să-mi scoată neuronii și să-i bage într-un creier electronic. Dar au zis că am prea puțin și nici nu prea sunt inteligenți. Au spus că cu creierul meu nu se poate face nici pane. Auzi ce să spună despre mine, eu nu care... Nu nimic, bine că ai scăpat. Stai că nu-i chiar așa de bine, că vine să-l ia pe-al tău. Ce? Uite că aș venit. Nu. Satanic! Te curăță cât ai zice pește! Capitane, vrei să las pe Paganel? Vrei să-i ia creierul? De ce creier?
Zău, profesore, lasă-ne acum. Dacă i-am putea porunci robotului, capitane? Vreau să... Lasă-ne acum! Nu vreau! Știu, vrei să întrebi care robot! Nu, vreau! Lasă-ne acum! Profesor, te rugăm, vezi de treaba dumitale! Asta ce fac? Ce faci acolo? Veți vedea imediat! Papi! Ce-a fost și asta? Foarte simplu. O comandă pe lungimea de unde 3,14 pe baza codului deslegat de computer. Profesor, ești pur și simplu genial! Eu vă aplaud, sunt sigură că și cei de acasă vă aplaud. Astăzi ați dovedit, voi v-ați dovedit a fi cei mai veseli și mai deștepți copii. Mulțumim. Da, serios. Și cred că după această întâlnire veți arunca ancora și veți mai zăbovi să povestiți. De ce? Pentru că, uite, poate vreți să și sărbătoriți. Și, dragă Irina, eu îți propun să îl ademenești pe regizorul Grigore Gonța cu o felie de tort și să-i propui să continue el povestea echipajului Val Vârtej. Tortul noi l-am pregătit, îl avem aici pregătit și să fie cu noroc. Mulțumim. Vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult! Mi-a făcut mare plăcere să ne amintim. Echipajul Val Vârtej, tortul va aparține. V-ați gândit exact ca la pentru doi copii voi. Să le faceți exact urmiz. Pentru voi. Mulțumim. V-ați simțit astăzi copii? Foarte. Foarte bine. A foarte fost prea scurtă. Da, nu. Mi-am adus aminte întâlnire. Cu mare plăcere. Da, de obicei nu-mi place să mă văd. Știu. Dar acum mi-a plăcut. Mă bucur. N-aveți idee ce. Probabil pentru că aveam păr. Dar să continuați, ați putea? Povestea cu Val Vârtej ar fi interesant de făcut. Într-o altă epocă. Ar fi foarte epocă. Interesant de făcut. Aplicată da, zilelor, vremurilor noastre. Da, sigur. Ceva. Dar trebuie. Iată, regizorul a primit o provocare. Ce spune regizorul? Îți trebuie un scriitor cu drag de copii. Credeți că nu mai avem să aibă conde? Copii. Sava Octavian Sava nu avea copii, parcă. Ba da, avea o fată. Dar scria cu multă drag de copii. Și toată cariera și lui a scris. Avea umor, sigur, făcea și emisii de satiră. Nu mai avem conde dedicate, credeți? Probabil că sunt. Dacă noi găsim. Ar fi interesant de făcut. A zis da. Dacă a zis că ar fi interesant, și, e deja da. Și cred că mai e interesant să preia textele lui Sava și să aplicate, se monteze, exact. Da, așa da. Cum să fac să filme. Să le modernizeze. Da, asta, remake-uri, de asta, da. Nu? Da, deci v-ar tenta. Ar fi interesant, bun, ar fi iată, frumos. Bun, ați găsit deja o soluție. Ar fi foarte frumos. Ați găsit frumos, deja o soluție. Și da. Nouă ne place foarte, foarte mult. Noi vă mulțumim foarte mult. Vă urăm multă sănătate. Mulțumim. Și cu siguranță în suflete rămânem cu toții copii. Îți mulțumim. Ai fost o gazdă foarte drăguță. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Foarte grijulie cu noi. A primit nota 10? Da. Ai primit 10. Mulțumesc. Mâine, în ziua dedicată teatrului, ne întâlnim cu Eugenia Maci. Mulțumesc, madame, pentru ținuta mea de astăzi. Mulțumesc cu bani, mulțumesc cofetăriei Claus. Nu uitați de adresele de Facebook, de e-mail. Emisiunea puteți o vedeți online, oricând, pe tvrplus.ro. Numai bine!